În primele 11 luni ale anului trecut au fost deschise peste 10.000 de dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice în România. Asta înseamnă aproximativ 20% din totalul infracțiunilor descoperite de polițiștii rutieri. Problema consumului de alcool la volan este însă mult mai amplă. Până acum am vorbit doar despre faptele penale. În ceea ce privește contravențiile, în 2023 au fost date amenzi pentru consumul de alcool la peste 16.000 de persoane, cu 2.000 mai multe decât în aceeași perioadă a anului 2022. România ocupă în acest moment locul 10 în Europa, cu 12,3 litri pe cap de locuitor, fiind devansată cu două poziții de Bulgaria. La noi în țară, aproape 3% din populație bea zilnic alcool.